Primele slujbe în parohia românească nou înființată din Dubai vor fi oficiate în luna septembrie. Părintele Alexandru Trușcan, parohul comunității românești din cel mai populat oraș aflat în Emiratele Arabe Unite, a declarat pentru Bazilica.ro că slujbele sunt prilejuite de principalul hram al parohiei, sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Pentru început se va sluji în biserica siriană din cartierul Jebel Ali, însă în viitorul apropiat se are în vedere cumpărarea unui teren pentru construirea unui lăcaș de cult.